Comuna asta dumneavoastră e cea mai sărac din țară. Săracă este, că bogată nu este. Nu mai e nici oameni mulți. E casele alea, e pustii toate. Nu mai există câțiva aici, pe aici, la care mai suntem noi acolo. Păi săracă este, că deci în sat nu este decât primăria care funcționează, școala, și două, trei magazine vinde proprietari atât. În rest, nu are nimeni niciun serviciu. Nu este, domnișoară, nu este cea mai săracă. Este o comună foarte bună. Eu zic că e normală ca în toată țara. Da? Adică toată țara e săracă sau cum? Exact. Cred că sunt altele mult mai sărace. Da. Ceea ce e specific comunei noastre este că e mult, populația e mult îmbătrânită. Tinerii au plecat la oraș după un trai mai bun, un serviciu, pentru că aici nu se pot găsi locuri de muncă. Nu e cea mai bogată, sau cea mai săracă, sau ce... E între. Mijlocie. Cum să fie? Dacă ținem 30 de inci la ajutor social, jumate de comună, cum să fie? Dar auziți tineri așa ca dumneavoastră mai sunt pe aici? Păi mai sunt, dar dacă sunt, mergeți mai înainte să-i vedeți la cârciun. Păi... Cum pensiile s-au mai mărit acum, altul este nivelul de trai față de acum 3, 4, 5 ani. Avem magazinele astea și de unde se aprovizionează. Avem și microbuz care face legătură cu gara Vârtoapele. Vă duceți la alegeri acum? Nu știu dacă mă duc. Păi nu-i bine că e pentru Europa. Nu are nimic. Nu-i mai votez pe niciunul. Cum o să nu votezi? Nu mai mă. Lasă-mă că mergem acolo la vot. Da. Sunt la pădure de votare. Da. Și nu. Dar dumneavoastră credeți că sunt importante alegerile astea? Da, cum să nu? Mm-hmm. Cum să nu? E foarte important. Da? Noi mergem. Dumneavoastră văd că lucrați, nu stați? Păi lucrez. Păi lucrez. Eu mă chinui cu toate și lucrez. Nu stau degeaba. Nu alți. Stau degeaba. Da, adică... Dumneavoastră spuneți că nu mergeți la vot, dar cei care stau pe ajutoare sociale vor să meargă? Păi o să meargă. Referendumul găsesc că nu și-avea rostul. Pentru că altele erau problemele la ordinea zilei acum. Dumneavoastră considerați că problema aceasta a corupției este o problemă importantă în țară? Foarte importantă, cum să nu? Foarte importantă. Dacă n-ar exista această corupție, poate ar arăta și țara noastră altfel. Corupția. Corupția, toți sunt corupți. Toți? Toți sunt. Te devine de rău, ăștia ne-a mai dat ceva. Dragnea. PSD-ul. Ne-a mai dat ceva. Păi, zicea domnul Dragnea, am văzut că v-a mărit pensiile, tot PSD-ul. S-a mărit pensiile și s-a scumpit mâncările, toate. Păi și când ne mărește? Ce vrece că ne mărește pensiile, ne mărește și alea. Și nu e tot așa. Care dă mai mult? Care dă mai mult? Care dă mai mult? Care dă mai mult colații? Care dă mai mult? Păi ce dă? De toate. De toate să dau. Când o începe acum să voteze, nu se pune problema că una, că alta. Dar ce anume, că nu... Păi chete cred că dau. Eu știu acum ce ori da ei. Cine știe? Ce crezi că îmi dă careva? Și dacă vine PSD-ul să-mi dea, iau și de la aia. Ia uite. Hai să mergem pe da. Mergem pe da. Așa cum a zis Iohannis. Să-l vedem ce cuvânt are. Că ține de cuvânt cu amnistia, cu grațieri, cu... și să interzică ordonanțele de urgență. Justiția. Lasă să-și lase treaba, să-și facă justiția treaba. Că dacă justiția îți face treaba, totul va merge bine. Păi domnul Dragnea a zis ce că... Păi domnul Dragnea să dă cu capul de tot pământul, că acum, cum să zicem, că e sula în coaste pus. Că l-o lua, că nu l-o lua. Și pe doamna care a fost șefa de la DNA, Chiovici. Așa, să o lase că și-a făcut datoria, pentru că și-a făcut datoria, în cauza asta nu le convine la șmecheri. Da, asta este. Dacă îi dai justiție în cap, ai terminat cu toți de aici. De domnul Dragnea ce părere aveți? E un băiat foarte bun, de nota 10. A făcut ceva. Au mărit pensii, au mărit salariile, altceva ce să vă spun de el. Este un băiat de nota 10. Pe domnul Dragnea îl cunosc de pe timpul lui Ceaușescu. Deci el a vârtit politica precum porcul lanțul. Deci nu putem să ne punem cu domnul Dragnea în problemea de politică. E bătrân. E bătrân și are experiență. Da. Nu cred eu că corupția e legată neapărat de Dragnea. Consider că a făcut multe lucruri bune,
și pentru județ și pentru țară, iar acum cu măsurile luate în timpul acestei guvernări, cu mărirea pensiilor, salariilor, consider că sunt niște măsuri absolut necesare și pe placul românilor, pentru că totul până la venituri, știți. Ei ne-a dat. Ne-a făcut și pensii, ne-a făcut și salarii, ne-a făcut de toate, da. Aveți copii? Da. Fetele sunt în Spania, cu bărbații, cu copii, alții în Anglia, cu copii. Sunt decât eu cu... Dar de ce credeți că au plecat ei? De trai bun în România. Bani puțin. Copiii credeți că o să voteze? Acum la alegeri? Cred că votează pe acolo. Dar și nu vă întreabă cu cine votați acasă? Tata, mama? Vă... Păi de ei știe că noi... Și ei? Da, și ei știe că noi votăm cu... Păi dar ei tot cu PSD-ul votează? Ce să vă zic? Ce să vă zic dacă nu... Dacă nu e lângă noi... Așa. Dar le place ce se întâmplă în țară? Lor nu le place. Că dacă le plăcea, nu plecau. Nu plecau. Și nu ne pare rău că au plecat. Că e aici cu noi. Dăm patru, nu e niciunul cu noi. Suntem amărâți aici. Nu e nimic de rău.